Pentru că vremea a fost cam mohorâtă, imediat ce a apărut un pic de soare, un grup de turiști a ales să facă o croazieră cu barca. Cei mai bucuroși la întoarcere au fost în special cei mici care au trăit o mică aventură. A fost foarte interesant, am văzut tabula lui Traiana și mi-a plăcut foarte mult pentru că în alte excursii n-am observat atât de aproape. Am fost și într-o peșteră cu apă până la gură și mi s-a părut foarte interesant. Am privit îndeaproape fiecare obiectiv, a oprit să ne explice. Mi-a plăcut și că am fost la o peșteră, am fost și pe apă, am intrat puțin în peșteră. La întoarcere, bucătarii au așteptat cu o mulțime de bunătăți, preparate tradiționale din porc, zacuscă făcută în casă, fasole bătută, ciorbiță și saramură de pește. Au fost la loc de cinste pe lista de meniuri. Proprietarii de pensiuni spun că nu au dus lipsă de turiști în acest sfârșit de săptămână. Bunătățile tradiționale nouă, ciorbă de pește, saramură de pește, tradițional ce am gătit pentru ele, fasole, varză călită cu cârnați, cu ciolan afumat. Anul acesta am avut de două ori mai mulți clienți decât anul trecut. Gradul de ocupație a fost de 80% comparativ cu anul trecut. Am oferit clienților noștri bucate tradiționale, cum ar fi sângerete, caltaboș, burtă, șuncă. Un număr mare de turiști a trecut și pe la chipul lui Decebal din clisura Dunării. Pentru cei care nu au mai văzut o statuie, este impresionantă. Pe clisură ce vă place cel mai mult? Peisaj. E chiar frumos. V-ați relaxat. Da. Statuia ați mai văzut-o? Nu, e prima dată când o văd. Cum îți pare? Foarte frumos. Interesant. Grandios. Îți place aici pe clisură? Da. Ce îți place? Statuia m-a impresionat foarte mult. Cea mai mare parte a pensiunilor din clisura Dunării au fost ocupate între 80 și 100% în această mini-vacanță. Proprietarii așteaptă acum Crăciunul și Anul Nou, când vor avea din nou o mulțime de oaspeți.